și acutizarea bolilor care pe noi de fapt ne deranjează. Și ne deranjează mai mult din motive că nu am luat măsuri sau nu știm sau neglijăm că nu ne doare așa de tare. Cu părere de rău suntem așa oameni de fire că până ne doare, până la cuțit nu ajunge durerea, da? Nu atragem atenție și nu facem nimic pentru noi. Și e foarte rău. Astăzi vreau să vă îndemn ca totuși să ajungem, ca zi de zi să ne examinăm. Cum faceți seara o planificare pentru ziua de mâine, haideți să ne învățăm să fim culți cu noi, să fim sinceri cu noi și să facem o planificare și pentru mâine. Ce am pentru ca să consum, ca să am energie, ca să am putere, ca să am rezistență, să am bună dispoziție, să nu mă doară spatele, să nu mă doar coatele, genunchii, să pot duce și eu ceva mai greu, că se întâmplă, acum e toamnă, mergem la țară, mai ajutăm, mai ridicăm un poloboc ca să bem un vinișor gustos, ceva din legume conservăm care tot sunt grele, dar în schimb iarna foarte bine se consumă. Vreau să mă întorc un pic la sistemul nostru osos. De ce un pic? Că n-am să fac mare anatomie, propriu zis, deci de la prezentare. Vreau să vă readuc aminte. Ce este osul nostru? Deci, ca componență, uitați-vă, fiecare osișor, și la bărbați și la femei, este așa, ca o burețică. Burețelele acestea sunt, între ele se trece, deci, vasele sanguine și componența structurii acestea se datorează trei ingrediente. Deci, calciu, magneziu și vitamina D. Așa arată un os sănătos. Ca să mă imaginați despre ce vreau să vă explic, haideți să ne trecem cum ar fi cu gândul că suntem la șantier. Și la șantier noi avem angajați, da? Care lucrează. Care lucrează bine sau nu prea bine. Cei care lucrează afară și cei care lucrează în interior. Exact așa se întâmplă și țesutul nostru osos, sistemul nostru osos, deci are angajați celule osteoclaste și osteoblaste, care lucrează deasupra osului și din interiorul osului. Deci ce fac? Ele în comun, ca o echipă, într-una, zi de zi, muncesc ca să fie stratul din interior și din exterior la cantitativ normal. Deci grosimea osului depinde de câte celule s-au construit de acești meșteri din exterior și din interior. Deci foarte bine se vede. Acest moment este sănătos până la o anumită perioadă de timp și de vârstă. Sunt factori care favorizează negativ asupra țesutului osos și atunci el se subțiază. Lucru fizic în condiții grele, ridicarea greutăților, politraumatismele, intervențiile chirurgicale, la femei sunt deci, scurgeri și hemoragii, stare avansată, care nu permit ca să se recuperez mai repede aceste stări patologice. Totul este dirijat de glanda tiroidă. Păi iată, ea deja obosește să facă tot în ansamblu de una singură. Și atunci Nutrilite vine ca un ajutor cu glucozamina. Substanța activă glucozamina de la Nutrilite, deci face parte din o plantă, este componența din o plantă extrasă. Deci planta aceasta conține microelementi care fac parte din cartilagiu, deci al nostru, a țesutului osos. Și de ce vă spun că nu doar glucozamina este necesară pentru a restructura această stare de bine, da? Din exterior
și din tiroid. Deci glanda tiroidă încetează tot mai mult și mai mult să secreteze un hormon care nu ne permite deja să avem starea cantitativ bună în os. Și țesutul osos se subțiază și devine și mai poros. Da? Și mai găurile acestea nu trebuie să fie și mari. Gaura, orice gaură, este pericol de rupere, pericol de traumă, de fractură, închisă sau deschisă, nu contează. Deci este întreruperea a unei vieți, a unui os. E tragic. Deci glucozamina face parte ca să acopere defectul acesta, denivelează, îl îmbracă aceste mari defecte cu componența sa de cartilagiu. Totodată venim cu un aport adăugător. El nu-i singur să lucreze la șantier. Deci v-am spus că osteoclastii și osteoblastele, da? Cel care lucrează din interior și cel care lucrează din exterior. Păi a doua mână sau a doua brigadă, mai corect spus, echipă care lucrează din interior este calciu cu vitamina D și ei ce fac? Lucrează în lanț. Calciu separat nu e suficient. Vitamina D separat nu e suficient. Și atunci, deci în fluxul sanguin, calciu ajunge datorită că vitamina D deschide suprafața aceasta care este deja pregătită de glucozamină, da? Deci este o reacție chimică, ca să înțelegeți, care este greu de explicat, dar ușor de prezentat, așa, mai simplu, nu medical. Deci, un mecanism de acțiune care în lanț lucrează, s-a deschis celula aceasta și aici, în găurica aceasta, vitamina D permite ca să intre calciu și calciu activizează glucozamina. Iată, ei toți în echipă, ca o familie, se amplasează în apartament care se numește osul. Și trăiesc acolo toți bine împreună. Zilnic dumneavoastră trebuie să o consumați în cazul că este defect și sunt dureri pretutindeni zilnice. Sau că se face foarte simplu o testare, osteodensitometria se numește, deci acolo se testează titrul cantitativ de țesutul osos și nemijlocit cât sunt osteoclaste, cât sunt osteoblaste și doctorul la această investigație vă spune starea de grosime a osului. Deci începe de obicei această patologie de la articulații mari. Astea sunt a bazinului, astea sunt genunchii, coatele și mai târziu vin degețelele. Dacă sunt articulații mai mici și ei n-au așa influență mare asupra acestui proces patologic. Așa că dacă este problema, este și soluția. Soluția, să zicem, din exterior este o simplă, nu scumpă deloc, investigația și cea mai mare investiție pentru dumneavoastră, pentru sistemul osos, este glucozamina, calciu cu vitamina D, deci care eu vă recomand de la NutriLight. Este un complex pe care dumneavoastră puteți să-l folosiți conform indicațiilor. Dar conform indicațiilor, glucozamina asta e o pastilă de 6 ori pe zi, fiindcă defectele acestea nu se înlătură repede, în schimb este efectiv. Pastilele nu au efecte adverse și nu funcționează asupra altor organe, doar atât cât asupra țesutului osos. Este un mare privilegiu pentru dumneavoastră ca să aveți pentru tratament așa schemă. Eu mă întorc la ceea ce v-am promis, vitamina, complex de multe vitamine daily, ceea ce avem aici. Îmi pare rău că nu se transmite prin video și miros. Mireasa a morcov, carotina, care este în componență. Uitați-vă aici, praful acesta este apă rece am pus. După ce punem și apă caldă, așa că apa aceasta putea să fie și consumată imediat. Și eu vă demonstrez.
Miroase o carantină, e foarte gustos. Și nu am luat că practic nu mai consumăm deja produse, mai ales vitamine din farmacie. Uitați-vă ce avem noi, da? Asta eu am făcut așa o poză, ca să vedem ce e masă plastică, capsule și de toate, care noi le consumăm și cu speranța că ceva o să ne ajute. Eu vă doresc sănătate, să fiți siguri la decizii și să ne întâlnim numai cu gânduri bune. La revedere, vă mulțumesc frumos!